Anul acesta, de sărbătorile de Crăciun, giurgiuvenii au ținut cont de sfaturile medicilor în ceea ce privește abuzul alimentelor bogate în calorii și colesterol. Așa se face că în cele două zile în care mai toată lumea și-a petrecut timpul la masă, numărul celor ce au cerut ajutorul medicilor este același cu cel dintr-o zi normală. Problemele de sănătate pe care aceștia le-au semnalat au fost afecțiuni respiratorii, stări febrile, hipertensiuni arteriale și afecțiuni cardiovasculare. Deși în această perioadă medicii se așteptau ca numărul predominant al cazurilor de îmbolnăvire să fie cel al afecțiunilor digestive, situația este cu totul alta. Doar 26 de persoane au ajuns pe mâna medicilor cu astfel de simptome. La unitatea de primire urgență s-au prezentat pe data de 25 decembrie 105 oameni, din care 6 cazuri au avut probleme digestive. Am avut și un accident rutier cu 5 traumatisme, iar restul afecțiuni obișnuite de tipul hipertensiune arterială, sindrome febrile și altele. Pe data de 26 decembrie, numărul a crescut la 148 de prezentări și numărul de cazuri digestive la 20 și 7 traumatisme, restul de compensări de tip respirator, afecțiuni de tip cardiovascular. Aglomerație nu a fost însă nici la serviciul de ambulanță Giurgiu. În cele două zile de sărbătoare au fost înregistrate un număr de 180 de solicitări. Medicii de aici au intervenit pe lângă cazurile obișnuite și la 8 persoane în stop cardiorespirator, care din nefericire nu a mai putut fi salvate. În cele două zile de Crăciun, Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu a intervenit la un număr de 180 de solicitări. Nu mai mult decât în zilele precedente sau în zilele care vor urma. Înseamnă că giurgiuvenii au înțeles bine mesajele medicilor de a nu consuma mâncăruri foarte grase și băuturi alcoolice. Din cele mai multe solicitări au fost totuși pe dureri abdominale, dar și persoane cardiace, hipertensive. Au fost de asemenea două accidente de circulație, dar fără a fi soldate cu victime grave. Au fost și o persoane decedate, găsite în stop cardiorespirator, la care s-au încercat manevrele de resuscitare, dar nu s-a mai putut face nimic pentru ele. Am avut de asemenea ca un eveniment deosebit agresiune fizică între două clanuri din comuna Băneasa, unde s-a intervenit cu 4 ambulanțe, fiind 8 victime a acelor agresiuni fizice. Potrivit medicilor de la ambele servicii medicale, față de anul trecut, când s-a înregistrat o medie de intervenție cu peste 10% mai mare, anul acesta zilele de sărbătoare sunt încadrate în limitele normale ale unei zile obișnuite.